Nu te lăsa descurajat de greutățile acestei perioade. Intrăm din nou în normalitate, cea în care tu îți creezi viitorul. Iar noi te așteptăm în Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, pentru a-ți transmite cunoștințele de care ai nevoie în medicină, farmacie, stomatologie, drept, științe economice, informatică și inginerie, științe socio-umane, educație fizică și sport. Intră pe platforma admitere.uvvg.ro și alegeți viitorul. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Studiază, excelează, inovează. Day Security pentru implicarea în sportul ardean. Este sezonul construcțiilor. S-a deschis cel mai mare depozit de agregate din Arad. Depozitul este situat în Arad, șosea Curticiului, kilometrul 4, la 1 km de centura Arad spre Șofronea. Avem disponibil la cele mai mici prețuri următoarele produse: piatră spartă, diverse dimensiuni, balast, nisip, pământ, toate tipurile de cribluri. Toate produsele dețin certificate și sunt de cea mai bună calitate. Oferim și transport pentru cantități mai mari. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0759837135. Vă așteptăm! Echipa Jackson Bazar. Bună seara, stimați telespectatori, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Sunt Ioan Hamza și, ca de obicei, în fiecare luni vom avea 2-3 invitați în timpul emisiunii din lumea sportului. Alături de mine vor fi astăzi, timp de oră, fundașul central al echipei UTA, Alexandru Benga, și fostul ziarist, actualmente polițist local, Daniel Berar. Și cu această ocazie îi urăm la mulți ani domnului director al poliției locale, Adrian Toma, cu ocazia zilei dumnealui de naștere, și mulțumim pentru faptul că l-a lăsat pe Daniel să vină la noi la emisiune. Bine ai venit, Alex! Bună ziua și mulțumesc! Bine ai venit, Dani! Mulțumesc de invitație! De la cravata roșie dinaintea meciului, Alex este la bluză neagră și știu că întâmplător este, dar după eșecul cu Rapid, toată lumea a venit lipsită de chef pe cine îi întâlneai, chiar și spectatorii cei mai fideli. A fost o lovitură cruntă pentru UTA. Cred că dacă pierdeau cu 6-0 cu clingerea acasă, nu era tristețe așa de mare ca cea cu Rapid Arad, cu Rapid București, o echipă cu tradiție în fotbalul românesc și, bineînțeles, cu tradiție și în duelul galeriilor. În primul rând, cu dumneavoastră vom analiza meciul UTA Rapid București, meci disputat sâmbătă seara, iar doi dintre cei care ne vor urmări în direct vor putea câștiga un tricou personalizat al bătrânei doamne. Vă rog pe Alex să arate, să ridice tricoul cu chipul lui Domi de pe piept, așa, și un vin de la domeniul Miranic, a cărui patron este arbitrul arădean, Mircea Ardelean. Înainte de a începe emisiunea, vreau să îi înmânez lui Alex Benga o carte, cartea lui Florin Matei, de asemenea a fost ziarist și crainic de stadion, care se află într-o stare destul de rea din punct de vedere al sănătății, fotbalul care odinioară zâmbea. M-a rugat să îl mânez special și particular lui Alexandru Benga. Poftim, Alex! Mulțumesc! Îl știi, dacă... Nu-l cunosc personal pe domnul Matei, ci doar prin intermediul rețelelor de socializare, mai exact Facebook. Îi mulțumesc pentru cadou și, ce pot să zic, îi urez foarte multă sănătate, pentru că știu că trece prin niște momente
mai puțin plăcute. Te-aș ruga în timpul emisiunii să mai ai și câte un zâmbet pe față, chiar dacă meciul s-a terminat cu s-a terminat. Te completez eu vis-a-vis de prietenul nostru, da, comun, Floin Matei, da, fost lider de sindicat. Așa. La CFR. La CFR și fost organizator de competiții, să nu uităm, la, să zicem, regretata Acuarad. Da, și Moț Jet Beget, că era din țara Moților, este de Brad, de undeva de lângă Brad. Mai întâi să vă prezint și colaboratorii permanenți ai emisiunii Repriza de Sport, cărora le mulțumim de fiecare dată. Acestea sunt Day Security International, este o firmă de securitate, Mirada SRL, o firmă de materiale de construcții, Jackson Bazar, o firmă unde găsiți de toate, și ați văzut și videoclipul cu Jackson Bazar înainte de începerea emisiunii, Henry Car SRL, o firmă care închiriază mașini, contra cost, bineînțeles. De asemenea, oferă piese de schimb, atât originale cât și second hand pentru autoturismele dumneavoastră. Este pe strada Dunării, în cartierul Gai, iubitul nostru cartier Gai. Școala de șoferi Dinamic, cu sediul pe strada Unirii, Domeniu și Crama Milanei, care ne oferă de fiecare dată o sticlă de vin ca și premiu, MedLife și FCC Basket OAV Arad. Și pentru că am pomenit de echipa de basket feminin arădeană, aceasta va disputa astăzi la ora 19 un meci deosebit de important împotriva Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Important pentru că în urma celor două victorii obținute de arădence săptămâna trecută la Satu Mare, le mai lipsește doar o victorie pentru a accede în finala campionatului României. Ele vă așteaptă număr cât mai mare astăzi la ora 19 la Polivalentă pentru a le susține. Și noi ne vom grăbi după emisiune ca să tragem o fugă până la Polivalentă, să prindem din meci cât mai mult. Avem și două întrebări concurs pe care o să vi le pun pe parcursul emisiunii pentru aceste două premii. Așa, cam atât. Și să începem. Îl prezentăm pe Dani înainte. Bine, Alex, ca să mai macerăm un pic înfrângerea de... Cum doriți. De sâmbătă. Deci, Daniel Berar, bine ai venit, nu știu, la radio mi-ai fost la mine în emisiune. Da. Ești obișnuit cu platourile de... La tine de... a fost în emisiune și la radio și la TV. Și la TV, bine, da, la Intersat. Intersat, mulți ani. Da. Este un personaj carismatic, îi place mult peștele, nu numai să-l prinde, să-l și mănânce. Așa? Văd că ai și tu ceva reminiscențe pe aici prin platou. Da. L-aș ruga, ce am mai făcut de atunci, de când, că Matea nu prea mai scrie acum la presa. Ce mai faci? Cu ce nu, te nu, mai nou scriu. Pistola, e la tine. Mai nou scriu amenzi, dar tot scriu. Da? Din păcate. Asta e meseria. Nu, mi-aș dori din nou. Din păcate nu scrie amenzi, vrea să scrii cât mai multe. Nu, neapărat, nu. Nu asta e scopul, nu asta e scopul. Fericire nu scrie. Da, nu asta e scopul, ca să sancționez imediat pe cineva care a greșit. Important este să se rezolve problema. Da, mi-e dor să mai fac emisiune, mi-e dor să mai scriu, vă dați seama, dar mă ocupă foarte mult timp noua mea meserie, care iată de... Și probabil nici nu compatibilă cu... Sunt de vreo 7 ani, sunt vreo 7 ani de când sunt la poziția locală din Arad. Și mă simt bine. E bine, nu? Da, mă simt bine, adică îmi place ce fac. O să-l întreb pe domnul Toma, de ce nu te lăsă să vii în uniformă? Da, nu, ca să fac o glumă. Da. Ultima oară când m-a invitat la radio, la... Joy FM, după acea competiție de atletism de ancoare lungi, Cupa Europei, da, și s-a desfășurat pe Gloria, am făcut eu o glumă cu fosta directoare de atunci a poliției locale, doamna Viorica Graul, și am întrebat-o, zic că e obligatoriu să mergă în uniformă, ce tu nu ești dos la cap la radio și te vede. Da, ce? Da. Să aibă emoții cei de la butoane. Da. Bun, înainte de a trece și la... Mulțumesc, da, Dani. Deși lucrez la poliția locală, tu știi prea bine că sportul viața mea a fost totdeauna și merg pe stadioane, merg... Ai și jucat fotbal, de fapt. Am și jucat fotbal la un nivel, nu chiar așa ridicat ca și tine, dar nici jos. Nu, ai jucat bine fotbal. Da. Bun, citim și câteva mesaje, Alex, bine? Da. Bob, eu, salutări Nea Neluțu și invitaților tăi. Salutări, Bobiță. Asta este mascota noastră, Titi, primită de la Bobiță, de foarte mult timp, de el nu e cărun ca și mine, chiar dacă e mai bătrân. Toader Sebastian Bach, ce fain nume. Bună ziua, bună ziua. Toader Sebastian Bach, norbătut ca pe covoare. Ei, nu ești chiar așa. Dar suntem covoare persane, orice covor.
Bobby Oyar, din nou, salutări și la mulți ani, Andy Toma. Nu este la noi în emisiune, dar probabil că va veni, de că și lui îi place. Am văzut când ați fost la Cupa Instituțiilor sau ce la fotbal, ați avut și voi o echipă de fotbal. Domnul director, e deschis cu toată lumea. Cu judo sau ce a făcut, nu știu dacă... Nu știu, dar e deschis. Ok. Deci merge la emisiuni când e invitat. Ica Petic, bună ziua tuturor, Nelu și Dani și bineînțeles și invitatului vostru, vă doresc un Paște fericit de la o mare distanță. Vă urmăresc mereu și sunt enorm de bucuroasă să vă revăd. Felicitări pentru această frumoasă emisiune. Mulțumim, Ica Petic. Da, n-am văzut de mult, de foarte mult timp. Ne cunoaște foarte bine. Da? Da. Bun. Mergeam pe vremuri când își lua tenis de câmp în Arad. Tenis de câmp, da, da, da. Și mai vorbim. E plecat în Italia. Bun. Baftă în Italia, orice faci ca acolo da. Să fii. Baftă, cum se spune pe italian? Succeso sau... Moca în lup. Da, ok. Bun. Alex, te văd că am tăcut. Hai să dăm drumul la gura. Ce s-a întâmplat vineri? Ce s-a întâmplat? Lumea aștepta, lumea a venit pe frigul acela, a umplut stadionul, au cumpărat fulare, au cumpărat tricouri, au scandat, au cântat tot timpul. Ce s-a întâmplat? Să cu casa închisă, să nu uităm. Da, și într-o atmosferă cum de foarte mult timp n-am mai văzut. Ce se întâmple? Am început meciul strict, prima repriză am făcut o... Bine, a jucat bine. Da, am făcut o repriză bună, foarte bună, zic eu. Am avut o șansă mare de a deschide scorul în debutul partidei. Apoi i-am ținut sub presiune majoritatea timpului din prima repriză pentru că am recuperat și câteva mingi acolo în apropierea careului lor. Însă n-am reușit să concretizăm pe tabelă această, să zic, superioritate. Apoi, în a doua repriză, în debutul celei de a doua reprize, am primit acel gol și cred că de acolo lucrurile s-au destabilizat un pic. Ne-am pierdut un pic din organizare, m-am încercat, bineînțeles, să egalăm. Am avut și acea ocazie, tot așa de oarecum singur cu portarul, de la 1-0. Și n-am reușit să înscriem. Și aproape de finalul partidei am primit cel de-al doilea gol. Suntem foarte triști, mai ales pentru că nu știm... neapărat pentru cele trei puncte pierdute. Da, da. În primul rând pentru că știm cât de mult a însemnat acest și înseamnă acest joc pentru toți suporterii UTEI. Asta este principalul, să zic, lucru pe care... sau care ne face să fim foarte triști pentru această partidă. Și nu avem, noi ca și jucători nu avem nimic de a face decât să mergem înainte, să analizăm foarte bine ceea ce nu a mers și bineînțeles să mergem cu încredere pentru viitor, că până la urmă mai sunt câteva meciuri. Acest meci este deja istorie, categorică lasă urme adânci în sufletele suporterilor noștri, dar trebuie să luptăm în continuare. Da. La conferința de presă de dinaintea meciului ținută pentru ziariștii Arădeni, joi sau nu știu când a fost, joi dacă nu mă înșel, joi. Da? Ionuț Badea spunea că dorește să ofere spectacol în primul rând. Și atunci am intervenit eu cu întrebare: doriți neapărat spectacol sau și neglijați rezultatul? Și atunci am zis că nu, că și rezultatul și spectacolul. N-a fost nici spectacol, nici rezultatul. Spectacolul l-a rudat cele două galerii și aici cred că suntem de aceeași părere toți trei. A fost un spectacol decent pe lângă așa cum ne-am fi închipuit noi, că erau cu bătăie și cu înjurături și cât de cât a fost un spectacol al galeriilor. Bine, mai mult decât decent. Adică a fost o atmosferă de fotbalul mare, occidental. Dar fără jigniri la fără jigniri cu... Și... Da. Ei, au mai fost câteva. A fost care nu s-au auzit în ecoul stadionului. Pe vremuri. Nu ca pe vremuri, da, bineînțeles. Adică jignirea a fost mai când s-a pomenit numele vecinilor din Timișoara. Revenind la promisiunea lui Ionuț, n-ați oferit nici spectacol și nici rezultat.
ceva v-ați hibat sau nu știu, ceva s-a întâmplat. Nu cred că... N-a fost elanul ăla din meciurile trecute, când și Cardozo, și Otele făceau ture întregi de atac. Și dacă ne-am aminte, scuze, Alex, început a fost bun. Deci eu, personal, când am văzut că ați intrat bine în joc. Vreau să vă spun că realitatea este că chiar am intrat bine în joc, am avut ocazia aceea lui David în primele minute și mi-au cam minte, chiar mă stăteam așa în timpul primei reprize, concentrat fiind la joc și vedeam, au fost o sumedenie de mingi pe care și portarul lor și apărarea lor undeva le degajau haotic, adică presiunea clar, pe care... 13 minute la început i-a sclărit, pe omul Ca soluție de ultim moment degajau mingea direct în aut, au fost câteva și cred că o astfel de presiune tot timpul ideal și cel mai bine este să se încheie cu un gol sau să se vadă această presiune materializată pe tabela de marcaj. Ei, la noi nu s-a întâmplat acest lucru, iar apoi, cum am și spus la început, golul ăsta a luat în secunda 50, imediat după ce revii de la cabine, eu cred că ne-a dereglat destul de mult și, cum am zis, n-am mai luat deciziile care trebuie. Ne-am pierdut din organizare și și așa, am avut încă ocazie. Na, categoric trebuia să înscriem, ceea ce rămâne este rezultatul, care este unul dur pentru noi. Da, totodată, cu toată așa obiectivitatea, spun, și cu toată părerea de rău, trebuie să rămânem lucizi și să vedem exact lucrurile, că până la urmă... Rapidul v-a surprins, a stat în carapacea lor și au dat impresia că sunt o echipă care poate să fie această carapace spartă oricând și când colo ei au penetrat apărarea voastră. Acum nu știu, așa, ca, nu știu cât ne-au surprins, lor. Pentru că noi în săptămâna premergătoare jocului am analizat foarte bine jocul lor și exact ceea ce am pregătit, mă refer de exemplu la pressing-ul ofensiv, chiar n-a ieșit. Spuneam mai devreme de mingile pe care le-am recuperat destul de sus în treimea adversă, acele mici degajate. Acele au fost forțate de către pressing-ul nostru pe care l-am pregătit și care ne-a ieșit îmi cer scuze, la antrenament și ne-a ieșit la joc. Eu rămân, v-am zis, la părerea că acel gol... La primul gol luat așa de repede, nu am reacționat așa cum ar fi trebuit. Și culmea de cel mai scund jucător la Rapid, Ionit. Da, și gol cu cap. Nu, Alex zice bine, eram, poate, zic și eu, mai bine să fi luat gol în ultimul minut din prima repriză, în cealaltă pauză se știa altfel abordai jocul. Adică sunt fel convins că la pauză nu mai aveau timp. S-a spus cum s-a abordat repriza a doua, în condițiile în care nu se primește golul așa repede. Da, sau... și plus că discuția de la pauză a fost clară, pentru că în afară de gol și, ok, nu am avut foarte multe ocazii în prima repriză, dar, cum am zis, a fost o dominare totală. Nu cred că au intrat o singură dată în careu în prima repriză. Și la pauză, categoric, mesajul a fost foarte clar, să continuăm ceea ce avem de făcut, să rămânem fidel planului pe care l-am pregătit. Însă toate, să zic, lucrurile au fost date peste cap de debutul celei de-a doua repriză. De lipsa de concentrare de la înaintea primului gol. Da, multă lume îl acuză pe antrenor, pe domnul Badea, pentru că nu a avut reacție și spuneau cei din jurul nostru, spectatori, suporteri, că se aștepta la altă reacție, să facă niște schimbări. Mutu a făcut mai repede schimbările decât... Să faci schimbări, trebuie să ai și cu cine. Bineînțeles, dar opinia generală din jurul nostru de spectatori de la tribuna întâia a fost că... Prea târziu le-a făcut și celelalte. Le-a făcut prea târziu și pe românește Mutu a gândit mai bine decât el jocul în repriza a doua. Bun, hai să citim două mesaje, eu zic destul de... Alex, nu ești obligat să răspunzi, spui, domnule, nu-i treaba mea, sau cum vrei tu. Prima de la Alin Mariș: Alex, ce face Ubing atât de special în vestiar, la antrenament sau în teren, de a fost ales capitan? Mulțumesc!
Cred că la emisiunile anterioare la care am fost la dumneavoastră am mai răspuns o dată la întrebarea asta. Aceasta este o decizie pe care antrenorul principal a luat-o atunci când a venit dânsul la echipă. Și noi ceilalți, cum să vă spun, nu avem decât ce să facem decât să ne conformăm. Dânsu a luat o decizie în deplină cunoștință de cauză, a analizat foarte bine. Desley a fost unul și este unul dintre jucătorii noștri foarte importanți, care au avut o evoluție destul de bună în... Sau ar trebui să fie destul de important. Dar spun, până la momentul în care domnul antrenor a luat această decizie, a fost și în continuare, cum am zis, este un jucător foarte important și un jucător care a avut evoluții foarte bune. Și atunci, la o analiză pe care Mister a făcut-o, așa a hotărât să-l aleagă pe Desley capitan. Acum, nu cred că asta este o... A anunțat această decizie în vestiar, în fața voastră? Da. Da, așa cum se face normal la orice... Nu mă țin minte cum se făcea. Orice... Bun. Echipă. Altă întrebare. Nu neapărat, părerea mea, cel mai bun fotbalist din teren ar trebui să fie și capitanul. Nu e obligatoriu. Sigur, sunt mai multe criterii, adică... Exact. Să ai personalitate, eu cred că pot să citesc și cred că am citit și printre rânduri ce a zis cel care a scris acolo. Se referea probabil la jocul mai puțin consistent, să nu zic... Nu, el nu știe. Deci Alin Marieș se întreabă ce a făcut ca să fie numit eu mă gândesc că atât de special? În vestiar, la antrenament sau în teren? Probabil. Ce spuneam? Se referă probabil la jocul mai puțin consistent al capitanului. Da, și la noi când jucam la Vagon o perioadă era Borugă capitan. Dar Borugă nu era cel mai bun de pe teren. De multe ori nu era cel mai bun. Dar știa să mobilizeze, Dar aici când se vorbesc atâtea limbi străine, nu știu, chiar nici eu nu știu pe ce criteriu. Asta o să-l închemăm, prindem noi și pe Badea odată la emisiune. Emanuel Cristian. Să-l chem mai repede, s-ar putea să-l mai prinzi. Emanuel Cristian, bună ziua, bună ziua, vă rog, întrebați pe domnul Benga, chiar e mai bine fără Mister Balint la stadion? Mi-aduc aminte de domnul Balint când jucau băieții pe sintetic în Aradul Nou. După înfrângere, a ieșit Mister în fața galeriei în stradă și spunea că băieții lui trag cu tot sufletul că le curge sânge din tălpi. Acum că au promovat în Liga 1, de ce li s-a urcat așa repede la cap atâta măreție și în meciurile directe? Lasă majoritatea timpului de dorit, nu vreau să fiu înțeles greșit, UTA este și va rămâne UTA. Nu prea înțeleg ce ați spune, dar nu cred că nici acum nu aveți sânge, este așa între ghilimele în tălpi și acum trageți la antrenamente, mă gândesc. Acum nu pe sintetică, pe iarbă, da. Dacă pot să spun de... Știu că este și în perioada aceasta după înfrângerea asta, care este dureroasă și chiar îmi pare rău și chiar îi înțeleg pe suporter, pentru că atunci când pui foarte multă pasiune, e normal să fii foarte dezamăgit când pierzi un meci care are pentru tine o mare încărcătură. Însă lucrurile la noi la echipă se desfășoară într-un cadru profesionist. Nu am văzut cu toată răspunderea, vă spun, nu am văzut un coleg care să nu... Nu, se desfășoară profesionist într-un cadru de familie. Da, nu vreau să spun într-un... să vă detaliez la ce mă refer când vă spun într-un cadru profesionist, este că într-un mediu profesionist, pentru că cu toată răspunderea, vă spun, nu am văzut un coleg la antrenament care să nu se antreneze la capacitate 100%. Toată lumea are dorința și își dorește să dea cel mai bun randament. Uneori ne iese, uneori nu ne iese. În meciul ăsta, cum am zis, având așa încărcătură, categoric, durerea e mai mare că am pierdut, dar trebuie totodată să rămânem așa și să rămânem obiectivi și să analizăm, cum să vă spun, cât se poate de obiectiv situația, știți? Pentru că știu... Dar e greu că are Așa este. Asta spuneam și la început. Mai ales când vii după un rezultat care doare foarte tare.
Da. Având în vedere adversarul pe care l-am avut. Imediat vorbim noi, dar mai trebuie să dau drumul și la cei care se uită. Coci Shady, bună seara, Neanelu, emisiunea plăcută, vă doresc salutări lui Dani Beraru, un om deosebit. Coci Shady la Iratoș, da. Impresar de fotbal feminin. O să ne vedem câte curând. Revine Alin Mare și spune... A venit cu, mă gândesc că se referă la Badea, a venit cu decizia luată de acasă, înseamnă, după o săptămână de antrenament să schimb capitanul, nu mi se pare normal, i-a și turnat plumb în picioare. Vezi, doamne, Ubing nu-i cred că de 4 ani că se-i toarne plumb, dacă îi pune bandera pe mână, dar... Știu, cred totuși, că acum... cel mai fair și corect este ca această întrebare să fie pusă lui Mister, pentru că v-am zis, în alegerea unui capitan sunt mai multe criterii. Noi suntem un... Mă gândesc acum, mă gândesc eu, dar nu pot nici să speculez pentru că nu știu ce ceea ce este... Înseamnă bârfă. Nu, dar oricum, fiind unul dintre motive ar putea fi pentru că fiind un grup în care sunt foarte mulți jucători străini, trebuie să fie nu știu, poate să fie un act de responsabilizare. Când îi oferi banderola unui jucător care a jucat bine și are calitate, un fel de recompensă, și un fel de responsabilizare și o motivare, un factor motivațional, să spunem. Asta a fost, poate, mă gândesc că poate să fie un factor pentru care alegi o astfel de decizie, adică cumva tot în sprijinul echipei vrei să iei decizia ca să faci ca lucrurile să meargă bine. Cel mai corect la prima conferință de presă se poate întâmpla. Bobiță, Bob Ior revine și spune, nu ai nevoie de cel mai bun, întărește ceea ce am spus noi, nu ai nevoie de cel mai bun jucător, se ia pe mai multe criterii, normal. Emanuel Gal, aduceți-l pe Balint înapoi. Berila l-aducem, că noi sau pe cine? Pe cine întreabă? A venit el singur la meci. Cui îi spune? Nouă ne spune să-l aducem pe Balint înapoi. A fost acolo în tribună. Eu nu veneam să fi fost în locul lui, nu mă afișam, dar asta este. Eu țin mult la... Silviu Gligor, după părerea mea, Benga sau Bata ar trebui să fie capitan. Silviu, dacă ne-ar cere la Badea Ionuț, la toată lumea părerele, am avea 11 capitani în echipă. Cel puțin, cel puțin. Chiar nici nu mai știu de ce e obligatoriu să fie un capitan în echipă, pentru că el... nu are voie să vorbească nici cu, adică aceleași drepturile are să vorbească cu arbitru și el, numai atât dacă alege terenul. Deci, în sfârșit. Nu neapărat. Bun. Haideți să dăm drumul și la prima întrebare, să dăm sticla de vin. Pentru sticla de vin, o primă întrebare. Atenție, aveți voie să răspundeți doar o singură dată la o întrebare. Nu reveniți cu alte răspunsuri, că nu le luăm în seamă. Și să fiți foarte atenți la formularea întrebării, pentru că de multe ori ați văzut întrebările conțin și capcane. Prima întrebare. Cum s-a numit una dintre echipele arădene? Stați puțin. Aici dăm tricoul personalizat de la UTA. Cum s-a numit una dintre echipele arădene care a evoluat într-una din cele trei ligi, divizii, cum se numeau atunci, ale României și a purtat o perioadă de timp numele unei echipe bucureștene. Haideți, repede! Cum s-a numit una dintre echipele arădene care a evoluat într-una din cele trei ligi ale României și a purtat o perioadă de timp numele unei echipe bucureștene? Baiu Zoltan, Rapid Arad, foarte bine. Marius Cristian Frâilă, primul, parcă, nu știu, să vedem în desfășurător. Dar amândouă răspunsurile sunt Rapid, Rapid. Bobeu, nu vagonul, vagonul a fost vagonul, Rapid, mai târziu. Era aproape, Bobiță. De acolo, de la vagonul și de la unirea cu CFR s-a tras, până la urmă, Rapid. Deci, Rapid Arad, Marius Cristian Frâilă, Baiu Zoltan, Adi Petrilă, Abi Decor. Vedem după desfășurare, după analiza desfășurătorului și o să vă sun eu pe cel care, cu poza, bineînțeles, să vedeți care a răspuns cel mai repede. Bun, deci tricoul, te rog încă o dată, Alex, că lângă tine, să-l arăți, îl are pe chipul lui Flavius Domide pe piept, așa, este numărul cât? Ce număr are? L sau acolo sus? Cât? M. M? M, da.
Acum asta este, nu putem să se poate? Da, acolo la jos, la magazinul de la UTA se poate schimba. Se poate schimba. Felicitări celor care au răspuns corect. Vă mai așteaptă o întrebare și pentru sticla cu vin, dar puțin mai târziu. Revenim la mesaje, că sunt, facem emisiunea împreună cu telespectatorii, așa. Silviu Gligor, după părerea mea, Benga sau Bata, asta am citit-o, ar trebui să fie capitan. Mircea Marta Marti, e nevoie de Balint. Echipa joacă din ce în ce mai prost și pe timpul lui Balint juca din când în când și atunci prost. Înainte pierdeam, dar jucam fotbal, acum pierdem fără a juca ceva. Cum e mai bine atunci? La rezultat sau să jucăm ceva și să pierdem? Nici nu știm cum să, Mircea, cum să, ce să alegem din ofertele astea. Așa. Petre Miloș, pe vremea UTE-i campioana, Bacoș a fost capitan, dar nu a fost cel mai bun jucător. Corect, da. Bacoș, stoperul care a jucat acolo cu Lereter la un moment dat, sau cu Pojunii, așa, cu Pojunii a jucat fundaș central. Bun. Deci sunt mai multe. Chestia cu capitanul o abandonăm acum, că îl băgăm în ședință pe Alex după aceea la stadion. Boc, Călin, poate că lumea nu era așa dezamăgită dacă vedea în repriza a doua că există dorință și atitudine. Adevărat și cu asta. Cu tot respectul, Ioan Hora și Livo Antal, cei doi marcatori din celălalt meci de la Rad, erau mult peste ce a venit în iarnă. De fiecare, de gustibus, cum analizează. Ce cu Ungaru? Ungaru este accidentat? Da. Dar l-am văzut acolo, dar nu era dezbrăcat. Nu, este accidentat. Este accidentat. A avut o problemă musculară. Și lui Dangubiș, nu știu, știți răspunsul, de ce l-au pus să joace retras, mijlocaș? Pentru că asta este unul dintre posturile pe care el le mai poate juca. Când ești condus. Păi, mă gândesc Eric, că... n-a mai urcat așa des în față. Mă gândesc că asta a fost și logica, fiind un mijlocaș care provine din vârf de atac, logica a fost ca el să... impulsioneze sau să aducă un plus pe faza ofensivă. Da. Eu am scris azi un articol cu vidul dintre apărare și înainte. A fost un vid dintre compartimentul apărare și înaintare. Așa e că ați simțit și voi că mijlocul nu a mers în așa fel încât să vă ajute pe voi, dar să ajute și atacanții. Vorbești de repriza a doua. Nu pot să spun acest lucru pentru că v-am zis. Eu vă spun că, și vă spun că atâta timp cât suntem o echipă și o echipă trebuie să fie împreună și unită și la bine, da. Și mai ales la... Sunt întrebări care îmi scapă la greu. Vreau și atunci... Da, vă cred, eu înțeleg și tocmai de aceasta m-ați invitat, v-am spus că voi veni și e normal ca lumea să... Da, indiferent de rezultat, pentru că e normal ca lumea să știe și ceea ce se... întâmplă sau să afle un punct de vedere și din partea noastră a jucătorilor sau așa mai departe, dar totodată trebuie să, v-am zis, sunt unele lucruri pe care chiar nu le pot discuta mai în profunzime. Mai detaliat, da. Nu ar fi corect. Păcat, pentru că era o victorie și egalul. În egal era foarte, foarte mulțumea pe toată lumea, dar acum tare mi este teamă să nu se rupă această afluență de spectator. Mulțumea că nu era așa de aproape de primul loc de baraj, poate. Da, nu, acum chiar la baraj și dacă, la barajul de retrogradare, zici? Bineînțeles. Credeam că la barajul ăla de disputare în cupele europene. Încă se dispută ultimul loc, zic eu, cel de baraj. Doamne ferește, sper să nu... Nu să ne... Dar... eu nu sunt cu astea cu păi dacă... Câte puncte vă mai trebuie ca să fiți siguri că ați scăpat de baraj? Sincer, nu știu. Mioveni conduce cu 2-0 acum. Bine, era clar că... La media și o formalitate. Da, da. Adică toate și echipele vor câștiga. Mioveniu se apropie la 4 puncte de UTA sau distanță. Doamne ferește! Și UTA zic eu că are meciul destul de complicate până la final. Părerea voastră... Bine, are meciul direct, aveți meciul direct cu Mioveniu și atunci... Da. Spectatorii... Dar aveți, mai aveți și cu Craiova? Deci urmează exact cum a spus cu Chindia, mai aveți cu Dinamo, deci aveți meciul, zic eu... Ah. Sau avem meciul, că și eu sunt arădean, să vă sunt niște mesaje aici care
unul dintre ele o să vă citesc. Bobiță, eu am felicitări, dar nu uitați că toți au mari speranțe de la voi. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Uite, nu chiar așa buturuga mică. Așa, Burtic Daniel Călin. Asta nu știu de unde a scos-o. Meciul s-a jucat la pariuri, întrebați-l pe Benga. S-a jucat la pariuri, bineînțeles că toată lumea spadează, dar fiecare, nu știm ce pariu au jucat. Mă refer nu la jucători. Ce înseamnă că s-a jucat la pariuri? Toate meciurile se joacă la pariuri. Bine, deja... Eu vreau, știu eu ce vreau să spună, că este, a fost meci aranjat pentru pariuri. Asta nu cred. Nici eu. Tu joci la pariuri? Nici nu aveți voie. Este exclus așa ceva. Adică totuși să fim raționali și obiectivi. Să fim... No, dacă este exclus când așa nu ceva, ai, Alex, când nu ai alt argument, atunci gata, s-a jucat la pariuri și a fost meciul trântit. Nu există așa ceva. Nu-ți zic nimic, aici nu vorbim de pariuri. Vlad Remus, Aradul și Oradea cândva pe pinieri ale fotbalului, acum nu mai produc aproape nimic. De ce? Cum nu produce Aradul Vlad Remus? Denis Mann este plicat, nu? Cel de la Rapid, care a fost blondul de la Rapid. Stop. Listei. Nu? De Listei. Listei, da. Listei are, și Ștal. Și mulți, nu-mi vin acum în minte. Adi Petre. Produce, dar nu rămâne la echipa UTA. Asta poate ai vrut să scrii, Vlad. Ladislau Gabriel Golambo. Și am înțeles, joacă la pariuri. Ai înțeles? Pe naiba, luați-i mai tău. Tu ești acolo, ai venit din Italia, crezi că toată lumea ce se întâmplă în Italia se face aici, nu? Bun. Asta am vrut să vă întreb. Credeți că după această înfrângere dureroasă și acră, spectatorii vor mai veni în așa număr mare la stadion? Nu se, dacă speri, dacă nu-ți credezi. Nu știu. Dar mă gândesc la reacția pe care ei au avut-o după meci, când au rămas și ne-au aplaudat și au cântat. Eu am luat-o ca pe un semn de sprijin, ca un semn de solidaritate și ca un... asta, semn că rămân cu da, voi împreună. Da, asta este. Pentru că oricât, cum am zis, o înfrângere dureroasă pentru ei, totuși și-au arătat în continuare sprijinul necondiționat față de noi. Ia auziți, mai vreau să spui ceva? Nu. Mihael Nelu Lăpăduș, sincer te respect, Ales, dar nu pot să înțeleg de ce la golul 2 nu ai făcut fault la experiența ta. Ce fault să faci? Acolo în spate, poate la margine? Sau... Păi era cu spatele la poartă, adică eu, cum am gândit faza aceea, eram și în superioritate numerică, era și într-o zonă unde, într-un unghi, da, știți că a jucat fotbal, era la 30 de meci, eu îl forțasem să se ducă cu spatele. Era la locul lui aici, unde, de unde s-a marcat? Nu, că era pe stânga. Pe stânga, păi Bucevic pe dreapta. Nu te-ai gândit că va rămâne zona liberă acolo? Da, unde nu, și mai ales că poziția în care era la 35 de metri cu spatele lângă linia de tuș, adică nu m-am gândit că e într-o poziție atât de periculoasă încât să necesite să fac un fault. Bun. Alt mesaj de la Adi Petrila, nu Petrila de la CFR Cluj. Niciun jucător care joacă la UTA nu va juca cu suflet pentru această echipă niciodată. Ei joacă doar pentru bani. Asta e o poveste veche. Povești vechi și care răspund la fel. Nu există jucători care să nu joace pentru bani. Și la noi, când eram la vagonul, când era format, i-a jucat, a primit o bicicletă, pentru bicicleta aia a jucat. Dar joacă și pentru... Pe, normal că și pe vremuri. Ei nu... Pe vremuri. Tu nu mergeau la serviciu și primeai bani. Nu primeai bani la meci. Sigur, nu aveai primă de joc. Aveai primă de joc. Deci toată lumea joacă pentru bani. La Barcelona joacă fără suflet și... Nu-mi plac asta, că joacă numai pentru bani. Nu, joci pentru bani. Și cum, nu joci și pentru echipă, că ți-e rușine să apare în fața spectatorilor după ce pierzi acolo în spate. Și numai asta este că, până la urmă, jocul este cartea ta de vizită. Adică tu ești într-o permanentă evaluare. Dacă la 6 luni de zile evident. Evoluția ta nu este
bună, atunci bineînțeles, numai rămâi că fără echipă. Și atunci te angajai la o fabrică și ieșai la peste tot acolo. Da. Indiferent ce făceai. Familia ta, cel puțin, nu? Că noi din asta ne susținem familiile. Dacă rămâi fără echipă, cu ce mai... Asta este la răbuțul, deci, voi n-aveți alte surse, nu o luacă pentru bani jucă. Și categoric este primordial să te pregătești bine, să joci bine ca să... Eu nici nu știu, intră în anii de pensie ca jucător profesionist. Nu. Aici este o discuție foarte amplă și în care, vă spun cu toată responsabilitatea, jucătorii sunt total descoperiți aici. Adică nu... Dezavantajați. Da, pentru că nu, banii nu se adună la pensii, la... Na, la... Nici n-au voie să se angajeze undeva, să fie angajați chiar. Nu știu. Da, dar asta necesită, cum să zic, un mic ajutor, pentru că tu până la urmă sau majoritatea jucătorilor joacă fotbal, unii mai trec prin situații cum sunt cele de la Gazmetan, de la Clinceni, da, în care nu-ți iei cu lunile banii și eu am trecut prin asta, deci lucrurile nu sunt chiar așa sincer, chiar nu sunt chiar așa simple. Ca să te facă să joci numai din plăcerea pentru club. Dar nu e vorba, și nu e vorba că pentru plăcerea pentru club, este că tu când vii la antrenament și te antrenezi sau când intri pe teren, tu joci, dai tot ce ai mai bun din tine, în primul rând pentru tine și pentru familia ta, și asta automat este că dai ce ai mai bun pentru club. Pentru că tu dacă nu dai pentru tine și pentru familia ta maxim, atunci nu vei da nici pentru club. Așa este. Așa este. Alin, felicitări pentru emisiune. UTA nu va juca la baraj, tot mai câștigăm două meciuri sau egaluri. Batem la Șep și bineînțeles că vom veni la stadion. Așa. Mesaje de astea optimiste. Sunt suporter de rezultat? Alina. Dacă bate la Sepsi, mai bine la stadion. Salomie Voichița. Bună seara la Strada TV. Bună seara. Asistăm și repriza de sport. Numai la Strada TV, Voichița. Bob Ior. Bine, Bob Ior, un telespectator activ. Astăzi Alex vorbește cerebral. E un jucător care știe ce vorbește și mă bucur că e un caracter bun. Păi de ce îl chem eu tot la emisiune, nu? Bobiță. Apropo de... Poate alții spun, păi tot pe Alex îl chem la emisiune. Să știți că sunt ca un cerșetor acolo la club și la fiecare prezint invitația de a veni, dar se găsesc diferite motive. Ne fiind toți din Arad, unii merg la Pitești, unii merg la Ploiești, unii merg la București, e sfârșit de săptămână, ca o liber, pentru ceilalți nu avem translatori și așa mai departe. Deci este foarte greu, este foarte greu ca până joi, pentru că la mine joi este ultima zi ca să mi se confirme că vine cineva să la emisiune sau nu, este foarte greu de găsit oameni la UTA. Probabil dacă rezultatele erau mai bune, aveam această posibilitate. De aceea îi mulțumesc și sunt foarte recunoscător lui Alex Benga. Boc Călin, sper să nu avem emoțiile din sezonul trecut când am pierdut cu Iași la Rad, deși cei de acolo erau deja retrogradați. Doamne ferește! Vladislav Gabriel Golomboș revine. Mafia italiană ar putea să învețe de la bucureșteni. Ce să învețe? Burtic Daniel Cătălin, nu-mi explic cu stadionul arhiplin, cu o peluză extraordinară în afară de ocazia lui Miculescu, nu a mai pus probleme. De ce? Asta vrem și noi să aflăm, dar nu se explică nici Alex, nu știu, a fost în prima repriză, a fost bine. Nu poți nici ataca pe Rapid, care este, trece printr-o formă foarte bună în ultimul timp, să mergi haotic peste ei și se... Deci a fost bine prima repriză, în a doua s-a rupt. Ai ceva de adăugat în asta? Că și în a doua, eu zic că și, uitați, cum am zis și mai devreme, a fost și ocazia aceea la 1-0, dacă reușeam să, nu știu, să înscriem, să egalăm, cred că altfel s-ar fi desfășurat ostilitățile. Din păcate nu s-a reușit acest lucru și am pierdut. Și, cred că e a treia oară când mă repet în emisiune, știu cât de dureros este pentru... Da. Alin, din nou revine. Bună, Alex, poți să ne spui ce s-a întâmplat a doua repriză? Iacob l-a certat pe Voroiobias, eram cam pierdut la mijloc. Nu mi-aduc aminte, chiar nu mi-aduc aminte fiecare... Cam pierdut a fost tot meciul, dar nu știu să fie strigat la el. Chiar nu mi-aduc aminte. Burtic Daniel Cătălin, Cardoso, tot pe sub minge sărea.
Se întâmplă. Ticu Tiberiu, nu cred că se pune problema ca jucătorii joacă doar pentru bani. Problema e că pe viitor trebuie impus obiectiv clar pentru a încasa prime de obiectiv, eventual penalizări în cazul unor eșecuri rușinoase. Domnul Ticu Tiberiu, pe lângă prime, ei au stabilit prin contract un salariu. Deci, indiferent de rezultatele pe care le obțin, ei au și un salariu. Primele, într-adevăr, se dau. Aveți și voi obiective, mă gândesc. Pentru primele 5 meciuri câștigate, pentru anumit, în ce zonă vă găsiți după 5 meciuri. Sunt foarte multe criterii. Deci, primele e una și salariul stabilit prin contract trebuie respectat. Indiferent. Gareth Bale ia sume și cu Hazard ia sume fabuloase și nu joacă niciun meci acolo. Deci nu iau primele, iau salariul care este trecut în contract. Lucian Buderi, domnul Badea când își dă demisia? Bravo, Benga! Când să nu vă supărați, domnul Buderi, când veniți dumneavoastră antrenor, poate cu Badea. Acum am fost ironic. Acum nu știu dacă chiar antrenorul este de bine. Nu pot să-l întreb pe Alex acest lucru. Poate să-l spun la Alex. Îl întreb pe Dani. Poți să vorbesc. Nu neapărat antrenorul este de vină. Dar la meciul ăsta eu zic că mai mult a greșit antrenorul. Pune altfel întrebarea. Dacă vine într-o săptămână Jurgen Klopp la UTA, poate să facă minuni? Este și materialul cu care lucrează, eu zic. Dar și procesul de pregătire. Adică, haide să fim sinceri. Și trebuie spus lucrurile astea, trebuie spus lucrurilor pe nume. Un proces de pregătire, de a pregăti o echipă, nu poți, dar nu se poate, adică este o realitate, nu poți într-un timp atât de scurt să-ți implementezi ideile și conceptele, ai nevoie de timp, jucătorul să se adapteze la tine, asta este o realitate, să se adapteze la idei, la metode, la... Și cum am zis, și în meciul acesta, care... vă dau așa o mică, să zic așa, din bucătăria noastră, am exersat pressing-ul cu o săptămână înainte și exact ceea ce am exersat și ceea ce am știut că unde putem să îi rănim, s-a întâmplat. Deci asta e un lucru care lucrat la antrenamente și s-a întâmplat. Am reușit să recuperăm destul de multe mingi în prima repriză. Da, deci, și până la urmă v-am zis, da, lucru fundamental este că nu poți să faci. Dacă ar veni Jurgen Klopp și cineva zice că într-o săptămână ar face, nu este mai mult poate. La nivel segmental dacă ai putea, dar și așa este. Bun, hai că ne apropiem de sfârșit și mai am de citit aici multe mesaje. Nelu Iovescu, dacă ar avea toți jucătorii mentalitatea și derurirea lui Alex Benga, cred că altfel ar arăta echipa. Eu sunt de acord. Ovidiu Manasel Barb, personal mi se pare un mijloc neconsistent în momentul acesta la echipă, acolo cred că am pierdut meciul. Cam despre asta am scris și eu un articol, dar nu pot să iei în seamă ce scriu eu sau ce credem noi, domnule Ovidiu. Sunt meciuri și meciuri, dar totdeauna o echipă trebuie să aibă un mijloc consistent. Ovidiu Manasel Barb, mi-aduc aminte de momente de joc în care nu reușeam să ieșim cu mingea din apărare. Marian Boca, unde vreți să comentați, îmi spuneți, ridicați două degete. Marian Boca, Alex Benga e un super fundaș central, greșește puțin și chiar e un stâlp al apărării noastre. Prea puține din golurile primite de UTA se pot pune în cârca lui sau a lui Erico. Mergem mai departe, cei care nu au plecat după golul 2 al Rapidului, cred că în voi, baftă multă, în voi, nu știu. Cred în voi. Acei care n-au plecat după golul al doilea, cred în voi. Și mulți n-au plecat după al doilea. N-am văzut să plece. Cel puțin la noi acolo, la masa presei. Da, bine, Robert posibil. Trif, nu mai citiți toate aberațiile de comentarii. Trebuie să citesc. Au aceleași drepturi ca și tine, Robi. Alin, îl așteptăm pe Isaac la mijloc. Mai este accidentat? Da, încă mai este în perioada de reabilitare. Aleargă la antrenamente? De recuperare. Sincer să fiu, de recuperare. Reabilitare în proces. Da. Ești la sing-sing. Da. Și când... Trăiți. Când s-a plictisit, ai evadat. Damian, dacă nu mă înșel, astăzi a început alergările, dar nu sunt foarte sigur de această informație. Deci, dar sezonul acesta nu cred. Nu știu să vă spun, nu știu, chiar nu știu. Bun. Barna Gheorghe. O atingere în plus a balonului ne micșorează vizibil viteza jocului. Prea multe atingeri de balon. Nu se lucrează la antrenamente? Se lucrează la antrenamente. Se lucrează. Să jucați și în jocul acela din turna 5 contra 2. Acolo numai...
Acum, domnul Barna, dacă ar fi UTA pregătită așa tehnic cum vrem noi toți, ar fi pe primul loc. Deci nu poți să ceri la fiecare jucător să fie talent și să fie, poți să pregătești la antrenamente în limite, în limite bine determinate. Nu poți să lucrezi cu un jucător 3 ore pentru că el nu știe să dea minge din drop, să zicem. Nu poți să faci numai lovirea din drop, lovirea din drop. Sau centrări, 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 pentru că ceilalți ce fac în acel moment? Este greu de lucrat. Ar trebui și antrenamente individuale. Nu știu dacă se fac antrenamente individuale. Se fac. Bun. Burtic Daniel Cătălin. Am avut 2 meciuri cu Rapid, cu Balin pe bancă, am făcut 2 egaluri. Cu Badea am pierdut cu Rapid. Acum nu luăm numai jocul cu Rapid în balanță. Ca să... sau cei doi antrenori. Lăsăm cei doi antrenori acum. Acum îl avem pe Badea, vedem ce face, dacă, da, până la urmă. Înainte n-a fost mutul la Rapid. Cum? Zic, n-a fost mutul la Rapid înainte. Da, când cu Rapidul, când pe băga lui Balin, nu era mutul antrenor. Nu știu dacă, poate are și el. Nu e posibil să n-aibă influența asupra jucătorilor și mutul. Nu? Așa. Bistran Ionaș, părerea mea, cred că David se crede vedetă și nu a jucat nimic. Este părerea dumneavoastră, domnule Ionaș Bistrean. Așa, Petre Miloș, dacă jucăm fotbal cu Balin, de toate cele 3 echipe care au retrogradat, ne-au bătut la Rad. Acum cu Balin pe bancă ne-a bătut la Rad și Gazmetan. Omul nu știe, el nu a văzut atacantul din Adi Petre, nici portarul din Moldovan, posturi pe care lipsesc atât de mult. Nu a făcut niciun efort ca Albu să rămână la Rad. Hora cu cele 4 goluri marcate încă este al 2-lea marcator al UTEI și Mr. Balin l-a gonit și pe el. În iarnă, când Roger a semnat cu Clujul să nu joace, Balin nu s-a opus. Acum urmează excluderea lui Erico. Mr. Balin crede că Rapid o să facă ofertă. Mai știți ce elogii aducea galerie Giuleștene după meciul de la București, Rapid UTA? El nu știa că pe listă mai erau Pancu și Mudică și a câștigat mutul până la urmă. Cam încurcat acest mesaj, nici nu vreau să-l despic în 4, dar vreau să întreb dacă mai știi ceva de Roger. Multe nu, am discutat cu el. Semnal. Nu e accidentat. Nu este accidentat. Nu s-a încadrat. Momentan nu intră în planurile antrenorului. Și de Denis Rusu, nici atât, nu știu. De Denis e la Chindia, din ce știu, da. Din ce știu, la fel, nu. De Denis chiar nu știu așa foarte, știu că e doar la Chindia. V-am zis, Roger a mai vorbit, a mai ținut legătura. Vă dați seama, și el e trist că nu joacă, dar asta, până la urmă, asta e situația. Când... Acum iar ne legăm de unde a stat antrenorul Burtic. Badea nici nu a stat pe marginea terenului. De unde a stat? În centrul terenului. De ce Mutu tot meciul a fost doar pe marginea terenului, încurajându-și echipa? Și fiecare antrenor are modul lui de a încuraja. Acum nu ne putem lega chiar din asta. Alin Ördög, nu există dăruire. Bun, cam astea au fost mesajele. Hai să dăm drumul și la ultimul premiu. Și după aceea facem discuție de încheiere, că ne grăbim să prindem puțin și din cel de-al treilea meci de basket de la Polivalentă. Deci întrebarea numărul 2 pentru cel care va intra în posesia sticlei de vin de la domeniul Miranic, al lui Mircea Ardelean, arbitrului Mircea Ardelean. Așa, atenție la întrebare. Care antrenor al fostului fotbalist Adrian Mutu s-a aflat pe banca tehnică la un meci de divizia A în care Adrian Mutu a refuzat să părăsească terenul când i s-a anunțat înlocuirea? Deci Adrian Mutu a fost un junior cu foarte mult tupeu și n-a vrut să iasă. Antrenorul i-a spus și n-a vrut să iasă. Arbitru a dat drumul în continuare să joace, să se continue meciul. Deci care antrenor al fostului fotbalist Adrian Mutu s-a aflat pe banca tehnică la un meci de divizia în care Adrian Mutu a refuzat să părăsească terenul când i s-a anunțat înlocuirea. Că nu-s Badea? Nu, Baiu Zoltan. Dacă mai stăm puțin, după aia vă mai dau un indiciu a echipei unde a jucat Adrian Mutu și poate că atunci vă aduceți aminte. Când era junior. Sorin Cârțu, nu.
Ai spus că e întrebare ușoară asta. Alex, te întreb. Îți minte că eram copil și urmăream, da, urmăream foarte mult tot ce se întâmpla în fotbalul românesc și mi-aduc aminte de... Era un meci de divizia. Da. E logic, nu? E logic. Dacă a fost junior, Mutu. N-am zis echipa, n-am zis... Din ce județ e Mutu? Uite, nu dați indicații, nu dați... indicii dumneavoastră, domnule Mihail și domnul Bob eu. Nu dați, răspundeți dacă știți. Da, într-adevăr, la Pitești a fost. Dar cum s-a numit antrenorul? Cornel Dinu. Nu. Nu la ce echipă? Dobrin, Marius Cristian Sfârilă, sigur, Dobrin a fost. Dobrin, deci Dobrin așa... așa... personalitate fotbalistică a României a fost încât, uite, de Adrian Mutu a refuzat, domnule, nu ies. Ce s-ar fi întâmplat oare? Am vrut să mă duc la conferință de presă după meci să-l întreb pe Mutu, dacă dumneavoastră acum erați antrenor și făceați o schimbare și refuzau un jucător să iasă, ce ați fi făcut? Dar așa de urât mi-a fost și de frig și de toate și n-am mai mers, n-am mai stat la conferința de presă. Lilia Vasile, am întrebat, nu am întrebat unde a jucat, care a fost antrenorul acelei echipe, dar mi s-a răspuns, Marius Cristian Scurilă, Dobrin, felicitări. Bun, dacă mai aveți să transmiteți ceva iubitorilor de fotbal din Arad, mai ales tu, Alex, că... Eu n-am ce să transmit. Să fie cu minți, poți să le spui. Alex? Să parcheze unde trebuie. Să parcheze unde trebuie, nu? Da. Le transmit că vom da totul pe teren și la antrenamente să scoatem ce e mai bun din fiecare meci pentru club. Și ne-am bucurat foarte mult să fie în continuare alături de noi. Și colegilor tăi, ce le transmiți? Să dea goluri. Cu cine? Acum... cu Erico te înțelegi foarte bine, că este Wallens Nolens, trebuie să te înțelegi bine cu el acolo, că sunteți colegi de compartiment defensiv. Altul cu cine te mai înțelegi așa, chiar dacă e străin? Cu toată lumea, de sincer, chiar nu pot să spun că am un coleg cu care îmi petrec mai mult timp, să zic, în afara orelor de program sau cu care mă înțeleg mai bine și chiar am o relație foarte bună cu toți colegii, inclusiv cu străinii, chiar și cu cei mici. Deci, a fost o fază în timpul meciului în care ai sărit la cap și Ubing te-a deranjat, nu te-a auzit. Așa a zis el, că nu te-a auzit. Da. Chiar nu te-a auzit? Cum ai strigat? Las-o pe românește? Sincer, i-am strigat în limba poloneză, pentru că și eu am jucat în Polonia și rusă, se mai spune, în fine. Și, da, numai, astea sunt niște lucruri inerente. El n-a auzit, Ubing, poate eu, poloneză, da, el a jucat în Polonia. Uh-huh. Și sunt niște lucruri inerente. Era și, nu. Tot el a recuperat-o. A recuperat. Deci a fost o... Da, nu m-a auzit, poate eu nu am strigat destul de tare în atmosfera creată de suporteri și atunci, dar... El imediat după ce a recuperat mingea, mi se pare că a ieșit out sau nu mai știu ceva. Pe vremea când jucam noi și cu Berile și cu, eram o gașcă, eram așa bisericuțe în afara terenului, când mergeam la distracție, mergeam și noi să bem câte un vin sau o bere după meciuri. A voi nu mai există, mă, toți sunteți izolați, toți plecați toate părțile. Să știți că ne mai întâlnim. Chiar și clubul mai organizează uneori acolo, la Societate. La Societate. Nu, la Societate, am mers la domnul ministru. La Peciu, la tavernă. Da, și am fost cu familiile împreună, cu copiii, am stat împreună și lucrurile astea sunt normale și chiar să știți că se întâmplă să ne întâlnim, indiferent că suntem români sau străini. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu e nicio problemă. Și Iacov este privit altfel acum? Nu. Nu, nu? Nu. Nu este privit altfel. Deportat spui? Nu, și Iacov. Mă gândesc că spuneți în contextul Putin, invaziei ruse. Nu este
privit. Cred că pentru el nu este privit altfel de către de noi. Mai simte, poate. Cred că pentru el nu este ușor. Nu este ușor. Dar, cum să zic, e un subiect foarte, bun, foarte sensibil. Poate îl prima dată la emisiune. După ce încetează războiul. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ajutat să duc la capăt această emisiune și vă mai aștept, bineînțeles, că așa sunteți buni. Să analizăm și alte evenimente sportive, nu numai meciurile de la UTA. Te pricep și alte sporturi, la schi mai ales. Soția ta a fost campioană, nu? Sau ce este? Este campioană. Este campioană. Brile la concursul de tiruri, că am văzut că tragi bine, dar de ce ții cu 2000 pistolul? Nu se ține cu mâine, ca și filme cu cowboy. Să fiu sigur să nu-mi fură nimeni. Să nu ții fură nimeni. Bine, vă mulțumesc și noastră, stimați telespectatori. Vă dau o întâlnire pentru lunea viitoare, când probabil, vreo 80% până acum, tema emisiunii va fi karate. Un club, clubul Dragono din Arad a obținut rezultate foarte bune în ultimul timp și câțiva dintre ei vor fi invitații mei. 80%, poate cei 20% sar înainte, să vedem ce va fi. Numai bine, sănătate. Haide Icimo acum, mergem la Icimo, la Basket Club FCC.